Avem napoli! Salut, sunt Mr. Gun și astăzi o să vă arăt cum am făcut beat-ul pentru Să vină pulilii. Piesa a pornit de la o idee de a lui Oxy. Practic, și-a imaginat tipul cu fata cu doza de bere care urlă avem napoli! Așa că haideți să trecem împreună prin track-urile instrumentalului. Am început cu toba mare și snare-ul, care sună. Am vrut să am un beat foarte cărnos, așa că am suprapus 3 tobe mari. Am undeva la 4 track-uri de snare și 3 track-uri de tobă mare. Am început să adaug percuție adițională. Îi dă un groove specific piesei. Ok, linia de bas este o notă care se tot repetă la intervale foarte scurte. Vedeți că începe să se deschidă. Este o automatizare făcută. Am folosit Omnisphere 2. După ce am făcut linia de bas și mi-am dat seama că baza piesei este făcută, am început să adaug elemente adiționale, cum ar fi acest synth, care este combinat cu încă un bas. Ceea ce vedeți voi aici este un bounce in place și sună ceva de genul ăsta împreună cu basul. Și împreună cu tobele. Avem groove-ul de bază. Am luat acest sample dintr-un pachet și l-am modificat atât de tare încât practic nu mai are aproape nicio legătură cu original. Sample-ul original sună ceva de genul ăsta. L-am transpus. După ce l-am transpus, am folosit acest plugin de la Output, care se numește Movement. Este un plugin care îți oferă foarte multă manipulare de sample-uri. Și am început să mă joc cu el până am obținut rezultatul ăsta. L-am mai închis și am tăiat toți bașii. După care un reverb, am folosit Chroma Verb din Logic și un plugin prin care am tăiat din zona de mono ca să las loc vocii și am lăsat toate frecvențele pe zona de stereo. Împreună sună ceva din genul acesta. Am mai adăugat niște fuși. La refren am folosit pentru linia de bas un expansion din Kontakt, care se numește Substance. L-am făcut să sune ceva de genul acesta. Ulterior, tot din Substance, am reușit să extrag dintr-un preset niște fuși. Pe refren am mai adăugat un sample de tobe, care să completeze tot groove-ul împreună cu un crash la început pentru un impact cât mai mare. Cam așa a fost făcut instrumentalul pentru Să vină pulinii. Vă invit să dați un subscribe la acest canal pentru că se vor întâmpla lucruri foarte tari. Și noi ne vom vedea la următoarea producție. Să vină pulinii! Salut, sunt tot eu, Mr. Gun, m-am schimbat de haine. Avem un mic concurs de remixuri pentru voi. O să vă punem la dispoziție proiectul piesei Să vină pulinii. Pentru a-l obține, tot ce trebuie să faceți este să dați un e-mail la școala de colecție@gmail.com, iar cele mai bune remixuri vor fi postate pe canalul de YouTube Școala de Colecție. Plus că pe unii dintre voi îi vom chema la studio și vom face sesiuni împreună pentru artiștii cu care colaborăm.